Ce? Iubitul fostei soții a lui Marcel Toader s-a lăsat cu box. Care din ele, mă scuzați? S-a lăsat. Este ultima. Este acuzat că ar fi snopit în bătaie o tânără. Celebrul fotbalist Dacian Varga ar fi lovit-o pe tânără chiar sub ochii nepăsători ai iubitei. Vedem imaginile și le vedem. Box tailandez. Scandal în lumea mondenă. Fotbalistul Dacian Varga, iubitul fostei soții a lui Marcel Toader, i-a acuzat că ar fi lovit o tânără la târgul de Crăciun chiar sub ochii iubitei celebre. Într-o înregistrare video de pe spynews.ro, fata care aduce aceste acuzații, Larisa Judele, pe numele ei, se aude cum țipă la fotbalist care pare foarte agitat. De ce mi-ai dat o palmă? Se pare că acele imagini au fost filmate la doar câteva secunde după ce ar fi avut loc agresiunea. Da, trebuie să facem precizarea că nu se vede palma pe imagine, nu adică vede, doar nu. Fata spunând că i-a dat o palmă. Da, poate mai multe detalii aflăm de la Larisa Judele, fata care susține că ar fi fost agresată de acest fotbalist. Bună seara! Bună seara, Larisa! Ce s-a întâmplat? Adică, cum îl cunoșteai? Ați fost prieteni sau... Bună seara! Bună seara! Bună seara! Este o situație neplăcută, credeți-mă, atât pentru mine cât și pentru familia mea și îmi doresc să se termine, pentru că mi-a afectat familia foarte, foarte mult. Nu sunt genul care să apar la televizor, în presă, cu subiecte de scandal și nu vreau eu să mă pun în situații negative, într-o postură neplăcută, noi nu pentru știm că ce s-a neplăcut. În primul rând, noi nu știm ce s-a întâmplat acolo, că pe imagini se vede, mă rog, se vede chipul lui Dacian Varga și tu spunând că ți-a dat o palmă. Adică ce s-a întâmplat? Da, povestește-ne un pic. S-a întâmplat, am vrut să vorbesc cu Maria, el cred că l-am prins într-un moment nepotrivit, a fost foarte nervos, s-au spus unele cuvinte. Dumneavoastră sunteți negative. Fosta lui iubită, iertați-mă. Nu sunt fosta lui iubită, tocmai de aceea am și intrat acum, pentru vreau să clarific unele lucruri și mi-aș dori să se termine aceste... Că presa așa a scris că ați fi fosta lui iubită și de-aia vă întreb. Nu sunt fosta lui iubită, am fost doar o femeie lovită, o femeie în stare de șoc, care a simțit în momentul acela să strige în gura mare și să spună... Bun, Larisa, e foarte simplu. Dacă tu susții că ai fost lovită și ai și martori în acest sens, ai mers la poliție să depui o plângere pentru această agresiune? Am chemat poliția imediat după, am sunat, a venit poliția, atunci am și dat declarațiile la presă, probabil că dacă nu acționam în momentul acela, nu o mai făceam niciodată. Și de acum înainte, probabil că doar poliția... V-ați dus și la IML? Da. Și? Dar de ce v-a pognit? Adică, care este motivul? Îl cunoșteați? Problema și motivul cred că au fost doar niște neînțelegeri și niște cuvinte negative care au ajuns. Doamnă, domnișoară, vă cunoșteați cu dânsul, presupusul agresor? Eu îl cunosc pe el, dar eu nu am mai vorbit de foarte mult timp cu el, nu am numărul lui, nu am avut numărul lui, nu ne avem pe site-urile de socializare. Să te întreb de ce ai vrut să vorbești cu iubita lui, că na... Am vrut să vorbesc cu iubita lui pentru că cu o zi înainte am fost sunată de o prietenă comună și mi s-a transmis că dacă o să mă întâlnească, o să mă calce în picioare. Ea sau el? El. Și la târg m-am întâlnit cu... L-am văzut întâmplător la târgul de Crăciun și am vrut să văd foarte liniștit. Să mă scuzați, dar mie miroase puțin amantlâc cu gelozie, adică puteți să-mi spuneți de trei ori că n-ați avut nicio treabă cu el, dar cu un om cu care eu n-am nicio treabă, de exemplu colegul George, nu mi-a transmis niciodată că dacă mă întâlnește la un târg de Crăciun, m-ar călca în picioare. Nu l-a ales bine pe George. Mă rog, pe oricare dintre... George are prietenă. Păi tocmai de-aia. A, da? Mă rog. Nu, dar credeți-mă, adică cred că ar fi fost foarte interesant să auzim și partea
presupusului agresor de adevăr. Că eu nu prea cred că un om care n-aveți nicio treabă, doar dacă ferească Dumnezeu, nu e cu probleme de astea violente, dar eu știu... El a fost fotbalist foarte supărat că au ajuns cuvinte negative la el. Cum da, de la dumneavoastră? De unde? Că ne vorbiți așa. De ce ați vorbit urât de el? Că eu aș fi vorbit urât de el. Și ați vorbit? Lui, că nu este potrivit pentru Maria. Nu! Nu am vorbit. Păi ce vă băgați dumneavoastră dacă e potrivit sau nu pentru Maria? Chiar așa. Nu am vorbit. Au fost doar implicate conversații între femei, între niște fete, prietene. Femeile vorbesc mult uneori și prost și am căzut eu la mijloc. Și de aici s-au desfășurat. Eu am fost cea care... Pentru că în filmarea care o vedem pe ecran, mie mi se pare că îl instigați dumneavoastră pe el și nici... Să prindă și pe telefon. Da, costă telefonul după ce a luat prima palmă, da, probabil. Da. Era pentru clar că el, într-adevăr, a luat prima palmă și am fost o femeie disperată în stare de șoc și pur și simplu am simțit asta a fost pe moment. Eu, da, aveți martor, adică la îndosare? Nu am martor. Au fost oameni bine care s-au oprit acolo, sunt prietenele mele. Și cu plângerea pe care a făcut-o la poliție și sunt convinsă că pe certificatul medico-legal o să aveți 0 zile îngrijiri medicale, ce sperați să obțineți? Nu vreau să mai intru în detalii despre așa ceva. Dar nu știu, poate s-a împăcat cu... Da, zic, vreți să vă împăcați? El m-a sunat și a cerut scuze atât mie cât și familiei mele. Eu încerc să trec peste aceste momente și să iert pentru că ar merita el și pentru mine, pentru că nu vreau să port dușmănia asta în suflet. Iar pentru aceste greșeli este o lege care se va ocupa. A, deci nu renunțați la proces, nu vă retrageți plângerea. Hai să ne oprim. Eu am o plângere făcută și chiar nu vreau să Mulțumim, Larisa. Mulțumim. Cred că s-a lămurit. Mulțumesc.